Prefață. Cartea aceasta este cunoscută sub numele Imitatio Christi. Cei mai mulți o atribuie lui Thomas à Kempis, un călugăr care ar fi trăit în secolul al XIII-lea. Este tradusă în foarte multe limbi și este cea mai răspândită în lume după Biblie. În românește a fost tradusă în 1845 de George Munteanu, fost membru al Academiei Române. De atunci încoace au mai apărut și alte traduceri. Cititorul este îndemnat să nu o înghită pe nemestecate, cum s-ar zice, ci să citească pe îndelete gândind cât mai adânc la cele citite. Scriptura zice: dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o verși din gură. Capitolele nu au neapărat o strânsă legătură între ele, de aceea citește fără grabă. Imitatio Christi sau Urmând pe Hristos. Cartea 1. Capitolul 1. Urmează pe Hristos și leapădă de deșertăciunile lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, zice Domnul. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus ne îndeamnă să trăim după pilda pe care ne-a dat-o El, dacă voim să ne luminăm cu adevărat și să scăpăm de orice orbire a lumii. De aceea, cea mai mare grijă a noastră să fie a cugeta la viața Domnului nostru Iisus Hristos. Învățătura Lui întrece toate învățăturile sfinților. Cine are Duhul lui Dumnezeu, află în ea mana ascunsă. Mulți aud cuvintele Lui, dar prea puțini se trezesc din amorțeala lor, pentru că nu au Duhul lui Hristos. Cine vrea să înțeleagă cuvintele Lui și să găsească în ele dulceață, trebuie să-și dea toată silința, să-și îndrepte viața după viața lui Hristos. Ce folos este să vorbească cineva adânc despre Sfânta Treime dacă îi lipsește smerenia, fără de care nu poate să placă Sfintei Treimi? Adevărat, nu vorbele mari fac pe cineva drept și sfânt, ci viața curată. Ea ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Mai bine aș vrea să am pocăință în inimă decât să mă străduiesc a explica ce este pocăința. Dacă ai ști pe din afară toată Biblia și tot ce au spus înțelepții de pe pământ, dar îți lipsește dragostea lui Dumnezeu și harul lui, la ce ți-ar mai folosi? Deșertăciunea deșertăciunilor. Toate sunt deșertăciuni. Afară doar de a iubi pe Dumnezeu și a-L sluji. Cea mai mare înțelepciune este să lași lumea și să cauți împărăția cerurilor. Deșertăciune este să umbli după bogățiile trecătoare și să-ți pui nădejdea în ele. Deșertăciune este să cauți onoruri și dregătorii înalte și să dorești lucruri care mai târziu vor aduce grele pedepse. Deșertăciune este să dorești o viață lungă, dar de o viață curată să nu te îngrijești. Deșertăciune este să n-ai în vedere decât viața aceasta de acum, iar la cea viitoare să nici nu te gândești. Deșertăciune este să-ți lipești inima de cele ce trec iute ca fumul, iar în locul unde este bucuria veșnică să nu te grăbești. Adu-ți cât mai des aminte de vorba înțeleptului care zice că ochiul nu se satură privind și urechea nu obosește auzind. Învață deci să-ți dezlipești inima de bucuriile văzute și s-o înalți spre cele nevăzute. Căci cei ce umblă după poftele lor își întinează cugetul și pierd harul lui Dumnezeu. Capitolul 2. Nu te crede că ești cine știe ce om însemnat. Orice om are din fire dorința să știe cât mai multe. Dar de ce folos este știința fără temere de Dumnezeu? Într-adevăr, un țăran smerit care slujește lui Dumnezeu este mai bun decât un filozof mândru, care urmărește cursul stelelor pe cer, dar de sufletul său nu se îngrijește. Cine se cunoaște bine pe sine, nu se socotește om însemnat, ci este mic în ochii săi și n-are plăcere să-l laude alții. Dacă aș ști toate câte sunt în lume și numai una îmi lipsește, dragostea, de ce folos mi-ar fi înaintea lui Dumnezeu care mă va judeca după faptele mele? Potolește-ți, deci, dorința de a ști, căci de multă risipă de puteri și de multă înșelăciune este însoțită această dorință.
Cei ce știu multe vor și să pară că știu multe și le place ca oamenii să-i numească învățați. Sunt în lume multe lucruri a căror cunoștință aduce sufletului puțin folos sau nu-i aduce niciunul. A ne ocupa cu lucruri care nu slujesc spre mântuire este o nebunie. Vorbăria goală nu potolește foamea sufletului, dar o viață curată înviorează sufletul și un cuget bun ne dă o mare încredere în Dumnezeu. Cu cât știi mai mult, cu atât vei fi mai aspru judecat dacă viața ta nu a fost cu atât mai sfântă. Nu te păli deci cu arta sau cu știința ta, ci mai degrabă teme-te de cunoștința ce ți s-a dat. Iar dacă ți se pare că știi multe lucruri și le înțelegi bine, gândește-te că sunt și mai multe pe care nu le știi. Nu te îngânfa deci, ci mai bine recunoaște-ți neștiința. Cum poți să te socotești mai pe sus decât altul când sunt atâția mai învățați și mai iscusiți decât tine? Vrei să înveți și să știi ceva cu folos? Învață-te să trăiești necunoscut și să nu te crezi cine știe ce om mare. Cea mai înaltă știință și cea mai folositoare învățătură este să te cunoști pe tine însuți și să n-ai gânduri înalte despre tine. A te socoti nimic pe tine însuți și a socoti pe alții totdeauna mai buni și mai pe sus de tine însuți, aceasta este o mare înțelepciune și o mare desăvârșire. Chiar dacă ai vedea pe altul păcătuind pe față sau făcând o mare fără de lege, tu n-ar trebui să te socotești mai bun ca el, căci nu știi câtă vreme vei rămâne stăruitor în bine. Toți suntem slabi, dar mai slabi decât pe tine însuți să nu socotești pe nimeni. Capitolul 3. În școala adevărului. Ferice de omul căruia adevărul îi se descoperă așa cum este, iar nu prin imagini care se șterg și prin cuvinte care se pierd. Mintea noastră adesea ne înșeală și simțurile noastre n-ajung departe. De ce folos este să ne batem capul cu lucruri ascunse și întunecoase, pentru care la judecată nu vom fi osândiți că nu le-am luat în seamă? Este o mare nebunie să lăsăm la o parte lucrurile folositoare sau chiar neapărat necesare, pentru ca să ne ocupăm cu lucruri nefolositoare sau poate chiar păgubitoare, numai din curiozitate deșartă. Aceasta înseamnă a avea ochi și a nu vedea. Și ce ne pasă nouă de feluritele chipuri cum sunt judecate lucrurile? Cel căruia îi vorbește veșnicul cuvânt scapă de mulțimea părerilor omenești. Toate vin de la acest cuvânt, toate ne vorbesc de acest cuvânt. Și cuvântul acesta este cuvântul care era la început și care ne vorbește acum. Fără acest cuvânt nu ajungi la o pricepere lămurită și la o judecată dreaptă. Cine îl află în toate și pe toate le readuce la el, poate fi statornic cu inima și poate avea pace cu Dumnezeu. O, veșnicule adevăr, fă-mă una cu tine în iubirea veșnică. Adeseori inima mi se îngreuiază de câte citesc și aud. În tine însă găsesc tot ce-mi dorește sufletul. Dacă învățați toți, dacă făpturile toate înaintea feței tale, tu singur să-mi vorbești. Cu cât mai mult se concentrează cineva asupra lucrurilor fundamentale și cu cât este mai sincer, cu atât mai multe și mai înalte lucruri va înțelege, căci atunci lumina înțelegerii îi vine de sus. Sufletul curat, simplu și statornic nu se risipește nici chiar în mijlocul multelor treburi de care e plină viața, pentru că în afară face toate spre slava lui Dumnezeu, iar înăuntru se silește să scape de dorințele care vin din iubirea de sine. Ce te împiedică și te tulbură mai mult dacă nu pornirile nestăpânite ale inimii tale? Omul bun și predat lui Dumnezeu își rânduiește mai întâi înăuntru tot ce are de făcut în afară. Și în tot ce face, nu se lasă dus de pornirile păcătoase, ci supune acele porniri legii minții sănătoase. Care luptă este mai înverșunată dacă nu aceluia care vrea să biruie pornirile rele ale inimii sale? Și silința noastră de căpetenie ar trebui să fie să ne biruim pe noi înșine din zi în zi, să dobândim tot mai multă putere asupra noastră înșine și în fiecare zi să facem un pas înainte pe calea desăvârșirii. În viața aceasta, toată desăvârșirea își are nedesăvârșirea ei și toată cunoștința își are întunecimea ei.
Smerita cunoaștere de sine este calea care te duce la Dumnezeu mai sigur decât cea mai adâncă străbatere în știință. Spunând acestea, nu tăgăduiesc folosul științei, nici nu disprețuiesc simpla cunoaștere a oricărui lucru, căci ea este bună în sine și este de la Dumnezeu. Dar un cuget curat și o viață sfântă sunt mai de preț decât orice știință și cunoștință. Deoarece majoritatea oamenilor caută mai degrabă să-și îmbogățească cunoștințele decât să ducă o viață curată, de aceea rătăcesc adeseori și aduc puțin rod sau n-aduc deloc. Deși ar da oamenii tot atâta silință la stârpirea păcatelor pe de o parte și la sădirea virtuților pe de alta, câtă silință își dau la născocirea întrebărilor, cred că n-ar fi atâta nedreptate pe lume și atâtea rele în popor. În ziua judecății nu ne va întreba nimeni ce am citit și ce am făcut, nici dacă am vorbit frumos, ci dacă am trăit o viață curată. Spune-mi unde sunt acum toți acei domni mari și învățați pe care i-ai cunoscut când erau în viață și se făleau cu știința lor. Alții șed acum pe scaunele lor și nu știu dacă se mai gândesc la ei. Cât erau în viață, erau socotiți a fi cineva, dar acum sunt dați uitării. O, cât de repede trece slava lumii acesteia! Dacă ar fi fost potrivită viața lor cu cunoștința lor, atunci ceea ce au citit și au știut a fost în adevăr bine citit și bine știut. Cât se pierd însă prin deșarta știința veacului acestuia, pentru că nu le pasă de voia lui Dumnezeu. Și pentru că le place mai mult să treacă drept oameni mari și lăudați decât niște oameni smeriți la suflet, de aceea se pierd prin însăși deșertăciunea lor. Mare cu adevărat este acela care are o dragoste mare. Mare cu adevărat este acela care este mic în ochii săi și toată culmea cinstei omenești ca pe o nimică o socotește. Înțelept cu adevărat este acela care privește toate lucrurile pământești ca gunoi ca să câștige pe Hristos. Și învățat cu adevărat este acela care se leapădă de voia sa ca să facă numai voia lui Dumnezeu. Capitolul 4. Fii cu băgare de seamă în tot ceea ce faci. Nu crede orice vorbă și nu da crezare oricărui duh, ci cercetează toate lucrurile cu băgare de seamă și cu răbdare. Căci, vai, ne place a crede și a vorbi de alții mai degrabă de rău decât de bine. Atât de slabi suntem. Nu tot așa este însă cu oamenii desăvârșiți. Ei nu cred pe oricine și orice, căci știu bine cât de pornită spre rău este firea pământească și cât este de nechipzuită la vorbă. A nu fi pripit în lucrurile tale și a nu fi șovăielnic în părerile tale este o mare înțelepciune. Înțelepciunea este iarăși a nu crede tot ce spun oamenii și a nu duce îndată la urechile altora cele auzite sau crezute. Sfătuiește-te cu omul înțelept și curat la suflet și lasă-te mai bine condus de unul mai bun decât tine, decât să te iei după capul tău. Viața curată face pe om înțelept după voia lui Dumnezeu și încercat în multe lucruri. Cu cât vei fi mai smerit și mai supus lui Dumnezeu, cu atât vei avea mai multă înțelepciune și mai multă pace. Capitolul 5. Cum să citești Sfânta Scriptură? Adevăr trebuie să căutăm în Sfânta Scriptură. Adevăr și nu vorbire frumoasă. Să citim Sfânta Scriptură în duhul în care a fost scrisă. În Scriptură caută mai degrabă lucrurile de folos spre mântuire decât vorbire meșteșugită. Citește cărțile ei sfinte și fără o vorbire meșteșugită, dar pline de ungerea Duhului, cu aceeași plăcere ca și cele adânci și frumoase. Nu te gândi la vaza scriitorului și nu te îngriji dacă învățații îl numără în rândul lor sau nu, ci numai dragostea pentru adevăr să te îndemne la citire. Nu cerceta cine a spus cu tare sau cu tare lucru, ci ceea ce a spus. Oamenii trec, dar adevărul Domnului rămâne în veac. Și Domnul ne vorbește în diferite chipuri fără să caute la față. Ceea ce ne împiedică adesea în citirea Scripturii este curiozitatea noastră, când voim să pătrundem și să pricepem și lucruri peste care ar trebui deocamdată să trecem. Dacă voiești să citești cu folos, citește cu smerenie, simplitate și credință. Iar deșertăciunea de a trece drept un mare cărturar
să nu te amăgească niciodată. Întreabă bucuros și ascultă în tăcere învățăturile oamenilor sfinți și să-ți placă și pildele bătrânilor, căci ele, fiind o îmbrăcăminte a adevărului, nu degeaba au fost date. Capitolul 6. Poftele deșarte. Când omul poftește după lucruri deșarte, neliniștea îi cuprinde inima și se tulbură înăuntru său. Cei sărași și cei smeriți cu duhul au în ei înșiși un izvor nesecat de pace. Cel mândru și cel zgârcit nu sunt niciodată mulțumiți. Cine nu este mort față de poftele sale, este les neispitit și încă les nebiruit de cel mai mic lucru. Cel slab la suflet, rob trupului și pornirilor firii pământești, greu poate scăpa de lațul poftelor lumești. De aceea se întristează când are să se înfrâneze de la ceea ce îi place și se mânie când cineva îl împiedică de la împlinirea poftelor lui. Dar de îndată ce a primit ceea ce a poftit, vine mustrarea de cuget, pentru că s-a lăsat în voia poftei sale, care nu-i aduce pacea pe care o căuta. Nu slujind ca un rob patimilor tale, ci luptându-te împotriva lor ca un viteaz, afli adevărata pace a inimii. Nu este pace în inima omului robit de patim, nici în cel ce o caută în lucrurile din afară, ci un omul care trăiește după îndemnurile Duhului și nu lasă să se stingă focul sfânt din vatra inimii lui. Capitolul 7. Fugi de mândrie și de nădejde înșelătoare. Cine își pune nădejdea în oameni, nutrește nădejde înșelătoare. Să nu-ți fie rușine să slujești altora din dragoste pentru Hristos și să treci un drept un om sărac și neînsemnat în această lume. Nu te sprijini pe puterile tale, ci numai în Dumnezeu pune-ți nădejdea. Fă tot ce stă în puterea ta și Dumnezeu va sprijini bunăvoința ta. Nu te încrede în știința ta și nici în istețimea vreunui muritor, ci pune-ți nădejdea în harul lui Dumnezeu, care ajută pe cei smeriți și smerește pe cei mândri. Nu te păli cu bogățiile tale dacă le ai, nici cu prietenii tăi că sunt puternici, ci lauda ta să fie în Dumnezeu care dă toate și care mai pe sus de toate dorește să ni se dea pe sine însuși nouă. Nu te mândri cu tăria ori cu frumusețea trupului tău, căci iată, o mică boală o poate veșteji și urâți. Nu te îngânfa că ai agerime de minte sau vreo îndemânare oarecare, ca nu cumva să nu placi lui Dumnezeu care ți-a dat tot ce ai bun de la natură. Nu te socoti mai bun ca alții, ca nu cumva înaintea lui Dumnezeu care vede tot ce este în om, să fii socotit mai rău decât alții. Nu te lăuda cu faptele tale bune, căci Dumnezeu judecă altfel decât oamenii. Adeseori, lui nu-i place ce le place oamenilor. Iar dacă cu adevărat ai ceva bun în tine, gândește-te că alții au părți și mai bune decât tine, căci, făcând așa, rămâi în smerenie. Socotindu-te pe tine însuți mai pe jos decât alții, nu pierzi nimic. Pierzi însă foarte mult crezându-te mai pe sus, fie chiar numai de un singur om. Unde este smerenie, acolo este și pace. Unde este însă mândrie, acolo e și pismă, și mânie, și un întreg iad de tulburare. Capitolul 8. Cu cine stai în legătură și cu cine te împrietenești? Nu-ți deschide inima față de oricine. Păsul tău spune-l numai omului înțelept și temător de Dumnezeu. Cu tineri și cu străini, fii mai rar împreună. Pe bogat să nu-i lingușești și pe la cei mari să nu te duci des. Întovărășește-te mai degrabă cu cei smeriți și simpli, evlavioși și virtuoși, și vorbește cu ei lucruri care sunt spre zidire. Nu fi prea intim cu nicio femeie, ci mulțumește-te să te rogi lui Dumnezeu pentru toate femeile. Legătură strânsă numai cu Dumnezeu să dorești, dar de legăturile cu oamenii ferește-te. Să ai în inimă dragoste față de orice om, a avea însă prietenie cu oricine nu este un lucru bun. Adeseori o persoană necunoscută strălucește de departe, când însă e cunoscută mai de aproape, își pierde strălucirea în ochii celor ce o privesc. Câteodată ne închipuim că vom plăcea altora împrietenindu-ne cu ei.
Când însă aceia descoperă cusururile noastre, vedem că neplăcerea lor pentru ele este mai mare decât mulțumirea că ne-au cunoscut. Capitolul 9. Ascultare și supunere. Nu e puțin lucru să stai sub ascultare, să trăiești sub un mai mare și să nu fii de capul tău. Este mult mai sigur să asculți decât să poruncești. Mulți se supun mai mult de nevoie decât din dragoste pentru Dumnezeu. Aceștia sunt totdeauna amărâți și cu murmurul pe buze. Ei nu vor ajunge niciodată la adevărata slobozenie a Duhului până nu se vor supune mai marilor lor din toată inima pentru Dumnezeu. Bietul de tine! Du-te unde voiești, că pace nu vei afla decât în adevărata smerenie și supunere față de mai marele tău. Crezi că în alt loc va fi mai bine de tine? Află că schimbarea locurilor a înșelat pe mulți. Este adevărat că fiecăruia îi place mai mult să trăiască după capul său și să se unească mai bucuros cu cei de același gând cu el. Dar dacă Dumnezeu este în mijlocul nostru, de dragul păcii suntem datori să lăsăm uneori la o parte părerea noastră. Căci care om este așa de înțelept încât să le știe pe toate? Nu te încrede deci prea mult în părerea ta, ci ascultă și părerile altora. Chiar când părerea ta e bună, dar din dragoste pentru Dumnezeu renunți la ea ca să te supui părerii altuia, crede-mă că aceasta îți va aduce mai mult folos decât dacă te-ai fi luat după capul tău. Am auzit adeseori spunându-se că este mult mai sigur să primești sfaturi decât să dai. Și așa este. Se prea poate ca părerea ta să fie tot atât de bună ca și a altora. A nu te pleca însă la părerea altora, nici chiar atunci când ei și-o sprijinesc pe cuvinte sănătoase, este semn sigur de mândrie nebună și de încăpățânare. Capitolul 10. Fugi de vorbărie. Fugi cât poți de zarva lumii, căci vorbirea despre lucrurile lumii, chiar când e cu un cuget bun, îngreuiază duhul. În aceasta repede cădem și ne vedem prinși în cursa deșertăciunii. De multe ori am dorit să fiu tăcut și între oameni să nu fi fost. Și de ce vorbim așa de lesne și glumim cu atâta plăcere unul cu altul, când rare ori ne întoarcem la tăcere cu cugetul nepătat? Pentru că în starea de vorbă căutăm să ne mângâiem unul pe altul și să ne ușurăm inima încărcată de griji. De aceea gândul și vorba noastră se învârtesc mai mult în jurul lucrului pe care îl iubim sau îl dorim, ori a lucrurilor care ne stau împotrivă. Dar vai, câtă deșertăciune în vorbirea noastră! Căci mângâierea pe care o căutăm în afară împiedică mângâierea din lăuntru, pe care numai Dumnezeu o poate da. Vegheați dar și rugați-vă, ca să nu treacă vremea în zadar. Dacă e să vorbești, vorbește despre lucrurile care sunt spre zidire. Obiceiul rău și puțina grijă pe care o avem în a spori în cele bune ne împiedică de a pune strajă gurii noastre. Cu toate acestea, o duhovnicească stare de vorbă despre lucrurile Duhului, mai ales dacă ea are loc între oameni care sunt un duh și un cuget în Dumnezeu, contribuie foarte mult la sporirea vieții duhovnicești. Capitolul 11. Cum poți să ai pace în suflet și să propășești mereu? Multă pace am putea avea noi dacă nu ne-am bate capul așa de mult cu ceea ce zic și cu ceea ce fac alții și cu ceea ce nu ne privește pe noi. Cum poate să rămână multă vreme în pace omul care se amestecă în treburile altora, caută în afară pricini de liniște, dar pe din lăuntru său puțin se îngrijește sau rar de tot? Ferice de cei simpli și smeriți cu inima, căci aceia multă pace vor avea. De ce unii sfinți și-au ridicat la o desăvârșire și la atâta lumină viața prin adevăr? Pentru că și-au dat silința să scape de toate poftele păcătoase. Și așa au putut să se alipească din toată inima de Dumnezeu și să fie slobozi față de ei înșiși. Avem vrăjmași care nu ne lasă în pace. În noi, patimile care dau atât de lucru sărmanei noastre inimi. Și în afară de noi, lucrurile trecătoare care ne țin inima în neliniște necurmată și o poartă de la un simțământ la altul. Rare ori putem birui un singur păcat. Și ne lipsește cu totul râvna sfântă de a deveni din zi în zi tot mai buni. Iată de ce rămânem mereu căldicei,
dacă nu chiar reci de tot. Dacă am fi răstignit poftele noastre trupești și dacă lăuntrul nostru n-ar mai fi jucăria pornirilor noastre, am putea să ne ocupăm cu lucruri dumnezeiești și am gustat chiar de pe acum ceva din cereasca privire a adevărului. Cea mai mare piedică la aceasta, poate chiar singura piedică, este că nu suntem izbăviți de patim și de pofte necurmate și nu ne silim să mergem pe calea spre desăvârșire pe care au mers cei sfinți. La cel mai mic necaz pe care îl întâmpinăm, ne pierdem îndrăzneala și ne întoarcem iarăși la mângâieri omenești. Dacă am fi tari în luptă ca niște ostași viteji, fără îndoială că am vedea ajutorul Domnului venind de sus peste noi. Căci, după cum ne dă prilejul de luptă ca să biruim, tot așa este gata să trimită ajutorul său dacă luptăm și nădăjduim în harul lui. Iar dacă toată înaintarea noastră în bine o punem numai în păzirea rânduielilor din afara ale religiei, evlavia noastră se stinge iute. La rădăcină trebuie să punem securea, pentru ca, odată curățiți de rele, să putem primi netulburata pacea sufletului. Dacă am dezrădăcina în fiecare an măcar numai un singur cusur, curând am ajunge oameni desăvârșiți. Se întâmplă însă tocmai dimpotrivă, căci, s-o spunem spre rușirea noastră, la începutul întoarcerii noastre la Dumnezeu eram mai curat și mai bun decât suntem acum, după atâția ani de credință. Râvna noastră pentru bine și înaintarea noastră pe calea cea bună ar trebui să sporească din zi în zi. Dar iată că a ajuns lucru rar ca cineva să mai păstreze râvna dintâi. Dacă în lupta cu pornirile rele ne-am dat de la început puțină silință, la urmă toate s-ar face cu ușurință și cu bucurie. Este greu să lucrezi împotriva obiceiului pe care ți l-ai făcut, dar și mai greu este să mergi împotriva voiei tale. Dar dacă nu poți să biruiești piedici puține și ușoare, cum vei birui pe cele mai grele? Împotrivește-te pornirilor rele chiar de când încep să se arate și dezvață-te cât mai repede de obiceiurile rele, ca nu cumva, încetul cu încetul, să ajungi la greutăți și mai mari. O, de-ai pricepe câtă pace ai câștiga și câtă bucurie ai face altora, fiind bun și făcând bine. Cred că atunci ai avea multă grijă de înaintarea ta în viața de credință. Capitolul 12. Necazurile ne sunt de folos. Ne este de folos să întâmpinăm uneori greutăți și necazuri, căci acestea fac pe om să se întoarcă din nou în inima sa, ca să cunoască în adevăr că patria sa nu este aici pe pământ și să nu-și piardă nădejdea în vreun lucru din lumea aceasta. Este spre binele nostru să mai dăm din când în când și peste necazuri și că oamenii nu gândesc bine despre noi, ba chiar ne vorbesc de rău, cu toate că noi facem bine și avem gânduri curate. Căci aceasta ne păstrează smerenia și ne ferește de fumul slavei deșarte. Tocmai atunci când oamenii ne strigă în gura mare că suntem niște răi și că nu urmărim niciun bine, tocmai atunci mai mult ca totdeauna ne simțim îndemnați să alergăm la Dumnezeu, singurul care ne cunoaște inima. Iată de ce trebuie să ne sprijinim numai pe Dumnezeu, ca să nu avem nevoie să căutăm mângâiere la oameni. Când cu toată bunăvoința pe care o are omul este totuși tulburat, ispitit sau chinuit de gânduri rele, vede mai bine ca oricând câtă nevoie are de Dumnezeu, fără ajutorul căruia nu poate face nimic bine. Atunci se întristează, plânge și se roagă să fie scăpat de necazurile ce le îndură. Atunci se scârbește de viață, dorește să scape de legăturile trupului și să fie cu Hristos. Tot atunci se încredințează că o siguranță de plină și o pace de plină nu se poate avea în această lume. Capitolul 13. Împotrivește-te ispitelor. Cât trăim pe acest pământ, nu suntem scutiți de ispite și necazuri. De aceea scrie în cartea Iov: viața omului pe pământ este ca a unui ostaș, adică este luptă și necaz. Prin urmare, fiecare să fie cu băgare de seamă la tot ce l-ar putea întărâta la rău și să vegheze în rugăciune ca să nu intre diavolul care nu doarme, ci dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Niciun om nu este atât de desăvârșit și de sfânt încât să nu aibă niciodată ispite. Căci a viețui pe pământ
și a fi scutiți cu desăvârșire de ispite nu se poate. Dar oricât de grele și de supărătoare ar fi aceste ispite, ele îi sunt omului de un mare folos, căci prin ele el se smerește și se curățește și se înțelepțește. Toți cei sfinți au trecut prin multe necazuri și ispite, dar tocmai prin aceasta au ajuns așa de mari. Iar cei ce n-au putut răbda ispita au căzut de la credință și au fost lepădați. Nu este stare atât de înaltă și loc atât de ascuns unde să nu vină ispita și necazul. Cât trăiește în lume, omul nu este scutit de ispite, căci purtăm în noi sămânța ispitei, fiind născuți în carne. Când a trecut o ispită sau un necaz, alta vine în locul ei, așa că mai totdeauna avem câte ceva de suferit, fiindcă ne-am pierdut comoara fericirii noastre. Mulți caută să fugă de ispite, dar și mai greu cad în ele. Numai prin fugă nu putem birui. Răbdarea și smerenia ne fac mai tari decât vrăjmașii noștri. Cine se apără de ispite, înlăturând numai pricinile din afară și nu pune securea la rădăcină, puțin folos are. Ispitele se vor întoarce și mai repede la el și cele din urmă vor fi mai rele decât cele din tâi. Puțin câte puțin, înarmat cu răbdare și îndelungă răbdare și cu ajutorul lui Dumnezeu, vei birui mai ușor decât prin asprime și iuțime. Când ești ispitit, este bine să ceri un sfat. Nu fi aspru cu fratele tău care e ispitit, ci mângâie-l cum ai vrea să te mângâie și el pe tine, dacă ai fi în locul lui. Începutul tuturor ispitelor este nestatornicia inimii noastre și prea puțină încredere în Dumnezeu. După cum corabia fără cârmă este mânată de valuri încoace și încolo, tot așa este și cu omul slab care s-a lăsat de hotărârea luată și a pierdut încrederea în Dumnezeu. El este bântuit de tot felul de ispite. Fierul în foc se încearcă și omul credincios în ispită. De multe ori nu știm sigur cât putem, dar ispita ne arată cât suntem. Să veghem. Să veghem mai ales la începutul ispitei, căci dacă nu lași pe vrăjmaș să intre pe ușă în lăuntru, ci îl alungi încă de pe când este în prag, biruința nu este atât de grea după cum bine a zis cineva. La începutul bolii, pe doctor poftește, căci târziu e leacul când răul se învechește. Cum este cu bolile, așa este și cu ispitele. La începutul ispitei vine în mintea omului numai un gând. După aceea vine o închipuire aprinsă, urmează apoi plăcerea pe care o făgăduiește lucrul împlinit. Pe urmă vine pofta de a dobândi acea plăcere, în sfârșit iată că și voia zice da, și păcatul este săvârșit. Astfel, încetul cu încetul, vrăjmașul pune stăpânire pe sufletul tău, dacă nu te împotrivești lui cu bărbăție de la început. Și cu cât întârzii mai mult să te împotrivești lui, cu atât mai mult tu vei slăbi, iar el se va întări. Unii au suferit ispite grele la începutul întoarcerilor la Dumnezeu, alții la sfârșit. Unii o duc numai în lupte și ispite, pe când alții sunt ușor ispitiți. Acestea sunt rânduite astfel de înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu, care măsoară starea și puterea fiecăruia și face ca toate să fie spre binele aleșilor săi. De aceea, când suntem ispitiți, să nu ne pierdem nădejdea, ci să rugăm și mai fierbinte pe Dumnezeu să se îndure de noi și să ne dea ajutorul Său, căci, după cum spune apostolul Pavel, împreună cu ispita, El va pregăti și ieșirea din ea, ca să o putem răbda. În orice necaz și în orice ispită, să ne smerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, căci El va da har celor smeriți și îi va înălța. În ispite și în necazuri se cunoaște cât a înaintat omul pe calea credinței. Ele sunt piatra de încercare care arată adevărata lui vrednicie și tot prin ele se lămurește virtutea. Nu e mare lucru să fie cineva evlavios și plin de râvnă când nu întâmpină greutăți și primejdii. Dacă însă în ziua necazului rămâne statornic și răbdător, este nădejde de mare spor pe calea credinței. Unii stau tari în ispite grele, dar de cele mici, de cele de toate zilele, sunt adesea biruiți. Aceasta ar trebui să-i smerească și dacă în ispitele mici sunt așa de neputincioși, să nu se încreadă în puterile lor în ispitele mari. Capitolul 14. Nu judeca pe alții.
Uită-te mai bine la tine însuți și ferește-te de a judeca pe alții. Căci cine judecă pe alții, mai întâi se trudește degeaba, după aceea de mai multe ori greșește decât nimerește adevărul și în sfârșit lesne cade în păcat. Cine însă se cercetează pe sine și se judecă pe sine însuși, face un lucru de folos. Află adevărul și nu păcătuiește. De obicei judecăm lucrurile după inima noastră, căci iubirea de sine nu ne lasă să facem o judecată dreaptă. Dacă singura noastră țintă ar fi să plăcem totdeauna lui Dumnezeu, nu ne-am tulbura așa de lesne la cea mai mică împotrivire pe care o întâmpinăm din afară. Când suntem împinși de ceva din lăuntrul nostru, atunci vine ceva și din afară de noi și ne trage. În tot ce fac, cei mai mulți nu urmăresc decât interesul lor și nu simt acest lucru. Ei cred că au pace în lăuntrul lor când toate le merg după placul lor. Când lucrurile se schimbă și sunt împotriva voii lor, îi vezi îndată că se tulbură și se întristează. Și fiindcă tot omul își are capul său și tot capul părerea sa, foarte des se nasc vrăjbi și neînțelegeri între cetățeni, între prieteni și chiar între oamenii vlavioși. Obiceiul învechit este greu de părăsit și nimănui nu-i place să fie povățuit peste hotarul vederilor sale. Dacă te sprijinești mai mult pe cunoștințele și pe experiența ta decât pe puterea lui Hristos, căruia se cade a-i supune toate, greu și târziu vei ajunge la adevărata lumina a Duhului. Căci voia lui Dumnezeu este să-i fim supuși în toate și pe deplin, și pe aripile dragostei înflăcărate să ne înălțăm peste cercul îngust al cunoștinței noastre. Capitolul 15. Faptele făcute din dragoste. De dragul nimănui și pentru nimic în lume să nu faci vreun rău. Din dragoste față de aproapele tău, care are trebuință de ajutorul tău, poți să te lași uneori de o faptă bună sau mai degrabă să schimbi fapta bună în una și mai bună. În felul acesta, fapta bună nu e stricată, ci numai înlocuită cu alta și mai bună. Fapta din afară, dacă nu este ieșită din dragostea din lăuntru, nu aduce folos. Dar orice este făcut din dragoste, fie lucru cât de mic și de neînsemnat în ochii oamenilor, aduce mult rod. Căci în cântarul lui Dumnezeu, îndemnul la faptă atârnă mai mult decât fapta însăși. Face mult cine iubește mult. Face mult cine face lucrul bine. Și face lucrul bine cine caută mai degrabă binele tuturor decât voia sa. Adeseori îndemnul faptelor noastre pare a fi dragostea, când, de fapt, nu e la mijloc decât egoismul. Căci pornirea firească, voința proprie, nădejdea de răsplătire sau dorința după o viață ușoară se amestecă mai totdeauna în tot ce facem. Cine are adevărata dragoste nu caută folosul său, ci este plin de dorință ca totul să se facă spre slava lui Dumnezeu. El nu pismuiește pe nimeni pentru că nu caută plăcerea sa. Nu de sine însuși se bucură, ci, înălțându-se cu Duhul mai pe sus de toate lucrurile, numai în Dumnezeu își caută fericirea. El nu pune binele pe seama nimănui, ci numai pe seama lui Dumnezeu, care le dă pe toate. Pentru el, Dumnezeu este începutul din care izvorăște orice lucru bun și sfârșitul în care își găsesc odihnă și bucurie toți cei sfinți. O, de-am avea numai o scânteie de adevărata iubire, am vedea atunci că toate cele pământești nu sunt decât deșertăciuni. Capitolul 16. Să răbdăm cu sururile altora. Ceea ce nu poți îndrepta nici la tine, nici la alții, trebuie să suferi cu răbdare până când Dumnezeu va rândui altfel. Gândește-te că poate e mai bine așa, pentru ca să te înveți cu răbdarea, fără de care meritele noastre n-au mare preț. Cu toate acestea, când întâmpini asemenea piedici, se cade să te rogi lui Dumnezeu ca să-ți ajute să poți suferi cu blândețe ceea ce nu poți schimba. Ai sfătuit odată, de două ori pe aproapele tău și nu s-a îndreptat? Nu te lua la ceartă cu el, ci lasă totul pe seama lui Dumnezeu, ca să se facă voia lui și să fie preamărit în toți robii lui. Căci el este singurul care poate să scoată și dintr-un rău un bine. Învață-te să rabzi cu sururile și slăbiciunile altora, oricare ar fi ele, căci vezi, și tu ai multe pe care alții trebuie să ți le rabde. Dacă pe tine însuți nu te poți îndrepta,
Cum vrei să faci pe altul după placul tău? Vrem ca alții să fie fără greșeli, dar pe ale noastre nu ni le îndreptăm. Vrem ca alții să fie aspru mustrați, dar nouă să nu ne zică nimeni nimic. Ne place ca altora să nu li se lase frâu liber, când însă e vorba de noi, să nu fim opriți nici de la cel mai mic lucru. Cerem ca alții să fie strânși în chinga rânduielilor, dar slobozenia noastră să nu fie mărginită cu nimic. Iată cum se adeverește vorba că rare ori privim pe aproapele nostru cu același ochi cu care ne vedem pe noi înșine. Dacă toți oamenii ar fi desăvârșiți, ce-am mai avea de răbdat de la alții pentru Dumnezeu? Dumnezeu a rânduit însă așa ca să învățăm să ne purtăm sarcinile unii altora. Căci nimeni nu este fără greșeală, nimeni fără sarcină, nimeni care să nu aibă nevoie de altul, nimeni destul de înțelept ca să n-aibă nevoie de sfat. Se cade, deci, ca să ne răbdăm unii pe alții, să ne mângâiem unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne zidim unii pe alții. Câtă tărie are cineva în ziua necazului, se cunoaște, căci nu prilejurile fac pe om slab, ci ele numai îl arată cât este de slab. Capitolul 17. Viața în comunitate. Dacă vrei să păstrezi pacea și unirea cu alții, trebuie să înveți a-ți înfrânge voia în multe privințe. Nu e puțin lucru să trăiești în comunitate, să trăiești acolo în pace și să rămâi credincios până la sfârșit. Ferice de cine duce însă o viață curată și își sfârșește cu bine călătoria. Vrei să te întărești și să înaintezi tot mai mult pe calea lui Dumnezeu? Socotește-te străin și călător pe pământ. Ca să duci însă o viață duhovnicească, trebuie să ajungi un nebun pentru Hristos. Îmbrăcămintea și înfățișarea din afară nu fac din oameni un credincios, ci lepădarea de omul cel vechi și îmbrăcarea în omul cel nou, precum și răstignirea tuturor poftelor. Cine caută în comunitate altceva decât pe Dumnezeu și mântuirea sufletului său, nu va găsi decât necaz și durere. Nu va sta multă vreme acolo cine nu se va sili să fie cel mai mic și supus tuturor. Capitolul 18. Pilda celor ce au trăit în sfințenie înaintea noastră. Uită-te bine la exemplul celor de demult, în care sfințenia strălucește ca lumina, și vei vedea cât de puțin este ceea ce facem noi, aproape nimic. Vai, ce este viața noastră alături de viața lor? În foame și în sete, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte, în trudă și în sudoare, în vegheri și în posturi, în rugăciune și în cugetări sfinte, în prigoane și în ocări au slujit Domnului lor, sfinții și prietenii lui Hristos. Ce multe și ce grele necazuri au pătimit apostolii și martirii, bărbați și femei, și toți câți au urmat lui Hristos. Ei și-au urât viața în lumea aceasta ca să o păstreze pentru viața veșnică. Ce viață aspră au dus, prin câte ispite au trecut, de câte ori au fost batjocoriți și rău necăjiți de vrăjmașul, câte rugăciuni fierbinți au înălțat către Domnul Dumnezeu, ce râvnă înfocată au arătat ca să sporească în viața lor cu Dumnezeu, câte lupte au dat ca să biruiască păcatul, cât de curată și de dreaptă a fost năzuința lor către Dumnezeu. Ziua lucrau din greu cu mâinile lor, noaptea se rugau până târziu. Chiar când lucrau, nu încetau să se roage Domnului cu mintea. Toată vremea o întrebuițau cu folos și timpul cel mai lung petrecut cu Dumnezeu li se părea prea scurt. Dulceața de care erau pătrunși când cugetau la Dumnezeu era uneori atât de mare că uitau și de hrana trupului. Au părăsit bogății, măriri, ranguri și onoruri, prieteni și rude, nimic de ale lumii nu mai doreau. Abia deprimeau cele trebuincioase pentru viață, iar grija de trup și ale trupului era o greutate pentru ei. Erau săraci în lucrurile pământești, dar bogați în har și în fapte bune. Erau lipsiți de lucrurile din afară, dar în lăuntru erau plini de har și de mângâiere cerească. Pentru lume erau străini, dar pentru Hristos erau rude de aproape și prieteni. Nu erau nimic în ochii lor și în ochii lumii. Erau ca un gunoi, dar erau scumpi și de mare preț înaintea lui Dumnezeu.
Au trăit în adevărata evlavie, au viețuit în ascultare și în smerenie, au umblat în dragoste și în răbdare. De aceea au crescut cu Duhul și au aflat mare har înaintea lui Dumnezeu. Ei ne sunt dați ca pildă, pentru ca viața lor să aprindă în noi dorința înfocată după sfințenie și să nu lăsăm să se răcească prin pilda atâtora care ne trag spre trândăvie. Cât de înfocată era râvna lor, câtă stăruință în rugăciune, câtă încredere în fapte bune, câtă ascultare, ei au biruit lumea. Astăzi socotește mare doar acela care nu calcă cele oprite și suferă răul cu răbdare. Câtă răceală și câtă lenevie la noi, așa de repede am pierdut dragostea dintâi, așa de leneși ne-am făcut că abia de ne mai târâm de la o zi la alta. O, de s-ar deștepta în tine râvna pentru sfințire, după ce ai văzut atâtea pilde de viață sfântă. Capitolul 19. Cu ce te ocupi? Viața celui credincios trebuie să fie împodobită cu toate virtuțile, ca să fie și în lăuntru așa cum se arată în afară. Ba, încă în lăuntru trebuie să fie mult mai bun decât pare în afară, căci Dumnezeu se uită la inimă. Suntem datori ca, oriunde ne-am afla, să-L cinstim mai presus de toate și să umblăm înaintea feței Lui curați ca îngerii. În fiecare zi se cade să reînnoim făgăduința pe care am făcut-o de a-L asculta și să ne înflăcărăm râna ca și cum acum ne-am întors la Dumnezeu și să zicem: Ajută-mă, Doamne, să împlinesc făgăduința pe care ți-am făcut-o și să slujesc numai Ție. Întărește-mă să fac un început bun, căci tot ce am făcut până acum, nimic nu este. Tăria în hotărârea de a urma Domnului Isus este măsura înaintării noastre. Și de multă sârguință are nevoie cine voiește să înainteze în viața cu Dumnezeu. Căci dacă cel tare în hotărârea sa slăbește adeseori, ce va fi cu cel slab și neserios? Depărtarea de hotărârea luată se întâmplă de multe ori, în multe feluri, și cea mai mică abatere nu trece fără pagubă. Hotărârea celor credincioși se sprijinește pe harul lui Dumnezeu, nu pe înțelepciunea lor. Numai în Dumnezeu își pun ei încrederea în orice privință. Căci omul hotărăște, dar Dumnezeu rânduiește și calea omului nu este în puterea lui. Se cade să fim întotdeauna hotărâți, mai ales când este vorba să trecem peste piedicile ce ne stau în cale. Să cercetăm cu deamăruntul cele din lăuntru și cele de afară ale noastre și să le rânduim bine, căci aceasta ajută la desăvârșire. Nu lăsa ca gândurile să-ți fugă în multe locuri. Dimineața pune-ți în minte ceva bun de făcut. Seara cercetează purtarea din timpul zilei. Ce ai gândit? Ce ai vorbit? Ce ai făcut? Căci poate vei fi supărat cu ceva pe Dumnezeu sau pe aproapele tău. Înarmează-te ca un bun ostaș împotriva loviturilor viclene ale diavolului. Înfrânează-ți lăcomia la mâncare și băutură, pentru că prin aceasta înlesnești foarte mult biruința asupra poftelor cărnii. Nu fi niciodată neocupat, ci citește sau scrie, sau roagă-te, sau cugete la lucruri duhovnicești, sau lucrează cu mâinile la ceva bun. Capitolul 20. Să-ți placă singurătatea și tăcerea. Fă-ți timp să te gândești la tine însuți și la binefacerile lui Dumnezeu. Lasă la o parte lucrurile care îți atâță curiozitatea. Citește cărți de acelea care, în loc de a te desfăta, mai degrabă îți slobozesc inima spre pocăință. Dacă te-ai ferit de vorbăria de prisos și de plimbările nefolositoare, și dacă n-ai mai pleca urechea la zvonuri și noutăți, ți-ar rămâne destulă vreme și pentru cugetări sfinte. Cei mai aleși oamenii lui Dumnezeu se fereau pe cât puteau de legătura cu lumea și voiau mai bine să trăiască în singurătate cu Dumnezeu. Un înțelept de demult a zis: De câte ori am fost între oameni, de atâtea ori m-am întors acasă mai mic. Așa ni se întâmplă deseori și nouă când lungim prea mult vorba cu cineva. Este mai ușor să taci decât să vorbești și să nu păcătuiești. Este mai ușor să stai închis în casă decât să rămâi afară fără păcat. Cine dorește să ajungă la viață duhovnicească, să se depărteze cu Hristos de mulțimea norodului.
Nimeni nu se arată fără primejdie în lume dacă nu-i place să stea în singurătate acasă. Nimeni nu poate vorbi cu măsură dacă nu-i place să tacă. Nimeni nu poate fi sigur în locul de frunte dacă nu-i place cel mai din urmă. Nimeni nu poate porunci cu chibzuință dacă n-a învățat să asculte cu supunere. Nimeni nu se bucură cu adevărat dacă nu are în el mărturia unui cuget bun. Totuși, bucuria credincioșilor este totdeauna unită cu temerea de Dumnezeu. Cu toate că în ei strălucește harul și virtutea, smerenia și vegherea nu se împuținează. Nu tot așa este cu cei nelegiuiți. Siguranța lor vine din mândria lor, iar la sfârșit ea se preface în dezamăgire amară. Nu-ți făgădui siguranță de plin în viața de acum, chiar dacă ai fi cel mai bun creștin. Adeseori, oameni socotiți ca fiind foarte buni au ajuns în grele primejdii din prea multa lor încredere în ei înșiși. De aceea, pentru mulți este de folos să nu fie scutiți de ispite, ci să fie loviți adeseori de ele, ca să nu înceteze a veghea, ca să nu se mândrească și să nu caute mânghieri în lume. Cine n-ar umbla niciodată după bucurii trecătoare și n-ar mai avea legătură cu lumea, ce cuget bun ar avea? Cine s-ar desface de orice grijă deșartă și ar cugeta numai la suflet și numai la Dumnezeu și la nădejdea pe care și-a pus-o în el, câtă pace și odihnă ar avea? Nu este vrednic de mângâiere cerească cine n-a stat multă vreme în școala zdrobirii de inimă, a pocăinței. Dacă dorești o adevărată zdrobire de inimă, intră în odaia ta și închide ușa ca să nu mai pătrundă în lăuntru zgomotul lumii, după cum este scris. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat. Apoi tăceți. În odăiță veți găsi ceea ce adesea ați pierdut afară. În tăcere și în singurătate crește sufletul evlavios și pătrunde tainele Scripturii. Aici găsește el izvorul lacrimilor care îl spală și îl ușurează în toate nopțile și cu cât se apropie mai mult de făcătorul său, cu atât se depărtează mai mult de zgomotul lumii. Cine se desparte de prieteni și de cunoscuți, se apropie mai mult de Dumnezeu. Mai bine să stai închis în odăiță și să te porți cu grijă cu sufletul tău, decât să faci în lume semne și minuni. De ce vrei să vezi ceea ce nu ți este îngăduit să ai? Lumea și pofta ei trece. Poftele trupului trag pe oameni la plimbări și petreceri, dar după ceea ce le-au trecut, ce altceva aduc cu ei în casă decât un cuget împovărat și o inimă împrăștiată? Ieșirea cu veselie aduce adesea o întoarcere cu tristețe și petrecerea târzie seara aduce mâhnire dimineața. Așa este orice plăcere a cărnii. Ea te momește cu blândețe, dar pe urmă te mușcă și te ucide. Ce poți vedea aiurea și să nu poți vedea la tine acasă? Iată, cerul și pământul și toate elementele, că și din acestea sunt făcute toate. Ori încotro ți-ai întoarce ochii, poți să vezi ceva statornic sub soare. Crezi că poți să te saturi vreodată privind? Te înșeli. La aceasta nu vei ajunge niciodată. Dacă ai putea cuprinde cu vederea toate câte sunt pe lume, ce altceva ar fi aceasta decât o privire deșartă? Ridică-ți mai bine ochii spre Dumnezeu și plângi pentru păcatele tale și pentru nepăsarea ta. Lasă lucrurile deșarte pe seama oamenilor deșerți, dar tu cercetează zi și noapte legea Domnului. Închide ușa după tine și cheamă la tine pe mult iubitul tău Iisus. Rămâi cu el în odăița ta, căci vei afla pace la el. Dacă n-ai fi ieșit și dacă vorbele lumii nu le-ai fi auzit, ai fi rămas în pace. Dar fiindcă îți place să auzi lucruri noi, trebuie să ai mereu inima tulburată. Capitolul 21. Inima zdrobită. Dacă vrei să înaintezi pe calea credinței, ține-ți inima în temere de Dumnezeu și nu-ți îngădui prea multă libertate. Stăpânește-ți simțurile și nu te deda la veselii care nu sunt cuvincioase. Înfrânge-ți inima și vei afla adevărata evlavie. Zdrobirea inimii deschide calea spre multe lucruri bune pe care însă viața ușuratică le pierde curând. Este de mirare că omul,
care este doar o vreme pe pământ și este înconjurat de atâtea primejdii, se mai poate bucura în viața aceasta. Numai din pricina ușurătății inimii noastre și a nepăsării față de greșelile noastre, nu simțim durerile sufletului nostru, ci râdem adeseori ca nerozii, când mai degrabă ar trebui să plângem. Nu este adevărată libertate, nici bucurie statornică, decât în temerea de Dumnezeu și în cugetul curat. Ferice de cine poate să depărteze de la sine tot ce-l face să se risipească afară în lume și îl împiedică de a-și aduna gândurile și de a ajunge la zdrobirea inimii. Ferice de cine vede tot ce poate păta cugetul sau îl poate apăsa. Luptă cu bărbăție, căci obicei cu obicei se biruiește, cum cui pe cui se scoate. Dacă i-ai lăsa în pace pe oameni, în curând și ei te vor lăsa pe tine. Nu te îngriji de ceea ce fac alții și în treburile celor mari nu te amesteca. Ochiul să-ți fie îndreptat mai întâi asupra ta și înainte de a mustra pe prieteni, mustră-te pe tine însuți. Dacă nu ai trecere înaintea oamenilor, să nu te întristezi de aceasta, ci întristează-te mai degrabă că poate nu te porți destul de bine și cu destulă înțelepciune cum se cade să se poarte un rob al lui Dumnezeu și un creștin adevărat. Este mai de folos și mai sigur pentru creștin să nu prea aibă multe mângâieri în viața aceasta și mai ales mângâieri după trup. Iar dacă suntem lipsiți de mângâieri dumnezeiești sau dacă le simțim numai rare ori, greșeala este a noastră pentru că nu ne smerim inima și n-am sfârșit-o cu deșartele mângâieri din afară. Recunoaște că nu ești vrednic de mângâiere cerească, ci mai degrabă de multă întristare. Când inima omului este de mult zdrobită, lumea nu mai este pentru el decât o povară și o amărăciune. Omul drept află destule pricini de întristare și de plâns, căci, fie că se va privi pe sine, fie că va privi pe alții, știe că pe pământ nimeni nu este scutit de dureri și de necazuri. Și cu cât mai mult se cercetează pe sine, cu atât durerea este mai adâncă. Pricina adevăratei întristări și dureri din lăuntru este păcatul nostru care ne trage din ce în ce mai jos, așa că rare ori putem să ne ridicăm ochii spre cele cerești. Dacă te-ai gândit mai mult la moarte și nu la o viață lungă, ți-ai dat mai mult silința să te îndrepți. Și dacă ți-ai aduce aminte de chinurile iadului, ai suferi mai bucuros osteneala și durerea care însoțesc întoarcerea la Dumnezeu. Cea mai mare asprime nu ți s-ar părea prea aspră, dar pentru că aceste lucruri nu ne intră la inimă și pentru că ne plac momerile acestui pământ, de aceea rămânem reci și nepăsători. De multe ori, numai lipsa de puterea Duhului ne face să ne plângem de suferințele trupului. Roagă deci cu smerenie pe Domnul să-ți dea un duh zdrobit și un duh de pocăință, ca să zici și tu împreună cu prorocul: mă hrănesc cu o pâine de lacrimi și mă adăp cu lacrimi din plin. Capitolul 22. Slăbiciunea și stricăciunea firii pământești. Oriunde vei fi și ori încotro vei merge, omule, ești un nenorocit dacă nu te întorci la Dumnezeu. De ce te necăjești că nu-ți merg treburile cum voiești? Cui îi merg toate după voie? Nici mie, nici ție, nimănui de pe pământ. Nimeni nu e fără necazuri și fără griji, nu este niciunul măcar. Fie el rege, fie ce-ar fi. Ce gândești? A cui soartă e mai bună? Negreșit a celui ce poate să sufere pentru Dumnezeu. În slăbiciunea și în nepriceperea lor, mulți ziceau despre câte cineva: iată un om fericit! Ce bogat, ce mare, ce sus pus este! Dacă însă ți-ai întoarce privirile spre bunurile cerești, ai vedea că toate bunurile pământești nu sunt nimic față de ele. Mai întâi pentru că cele pământești sunt trecătoare, iar al doilea pentru că, neputându-se stăpâni decât cu frică și cu griji, sunt mai mult o povară. Fericirea omului nu stă în a avea multe bogății. O stare de mijloc îi este îndeajuns. Drept judecând, viața omului pe pământ este un chin, mai ales pentru cine dorește să înainteze pe calea credinței. Căci acela simte mai bine ca oricine și vede mai lămurit ca oricine neputința și stricăciunea firii pământești. A mânca, a bea,
A veghea, a dormi, a se odihni, a lucra și a fi supus la toate celelalte trebuințe firești, ajunge o greutate pentru cel ce are parte de o necurmată legătură cu Dumnezeu și ar fi bucuros să scape de ele ca și de păcat. Adeseori, omul din lăuntru este greu apăsat de trebuințele trupului. De aceea, prorocul se ruga și zicea, scoate-mă din necazul meu! Vai de cei ce nu-și cunosc stricăciunea firii lor și de două ori vai de cei ce se iubesc în această stricăciune și această viață ticăloasă! Sunt mulți care, muncind din greu sau cerșind, abia trăiesc de la o zi la alta și totuși, atât de mult țin la viața aceasta că s-ar lepăda bucuroși de împărăția lui Dumnezeu dacă ar putea să trăiască veșnic pe pământ. O, cât de nebuni și de necredincioși cu inima sunteți! Atât de mult v-ați cufundat în cele pământești că nu gustați decât ce este țărână! La sfârșit veți cunoaște cu durere ce lucruri josnice și lipsite de valoare ați iubit! Nu tot așa au făcut sfinții și credincioșii, prietenii lui Hristos. Ei nu căutau la cele ce place cărnii, nici la ceea ce strălucește în veacul lor, ci toată nădejdea și toată năzuința lor erau după lucrurile de sus care rămân în veci. Da, dorința lor se înalță spre bunuri nevăzute și nepieritoare și nu lăsau ca dragostea de cele văzute și trecătoare să pună stăpânire pe ei și să-i atragă în jos pe pământ. Suflete, este timpul să apuci pe calea credinței. Nu e trecută vremea, nici ceasul. Dar de ce amâi din zi în zi să te hotărăști pentru Dumnezeu? Scoală-te și începe odată zicând, acum este vremea de lucru, acum este vremea de luptă, acum este vremea potrivită să încep o viață nouă. Dacă au năpădit peste tine durerile și necazurile zi, iată vremea potrivită să încep o viață nouă. Trebuie să trec prin foc și prin apă, înainte de a pune piciorul pe pământul înviorării. Dacă nu vei fi om hotărât, nu vei birui păcatul. Câtă vreme locuim în acest trup de carne, nu putem fi scutiți de amărăciuni și de dureri. Pierzând prin păcat nevinovăția, am pierdut și adevărata fericire. Dar trebuie să avem răbdare și să așteptăm îndurarea lui Dumnezeu până vor trece nenorocirile și ce este muritor va fi înghițit de viață. Cât de mare este slăbiciunea omului! Cât de pornit este el spre păcat! Astăzi îți mărturisești păcatele, mâine le faci din nou. Acum îți pui în gând să te lași de cutare păcat și peste un ceas faci așa ca și cum n-ai fi făgăduit nimic. Pe bună dreptate trebuie să ne smerim și să nu ne socotim că suntem ceva când suntem atât de slabi și de nestatornici. Curând putem pierde prin nepăsare ceea ce am dobândit prin har cu multă osteneală. Ce va fi cu noi la sfârșitul vieții noastre dacă la începutul ei ne răcim așa de repede? Vai de noi, dacă punem mâinile în sân și ne dedăm la odihnă, ca și cum lupta ar fi încetat și ar fi venit odihna, când în viața noastră nu se vede adevărata sfințenie. Este nevoie să începem iarăși de la început și să intrăm ca ucenici în școala vieții sfinte, căci în felul acesta s-ar arăta dacă mai este în noi vreo nădejde de îndreptare și de înaintare în viața sfântă. Capitolul 23. Adu-ți aminte că trebuie să mori. Curând, mai curând decât îți închipui, se va sfârși cu tine pe pământ. De aceea, caută să vezi în ce stare te afli. Azi ești, mâine nu mai ești. Ai pierit din ochii oamenilor. Curând pierzi și din amintirea lor. Cât de nesimțitoare și cât de împietrită este inima ta, omule, când nu cauți decât la cele de acum, iar la cele viitoare, nici nu te gândești. În toate faptele și în toate gândurile tale, s-ar cădea să fii în așa fel ca și cum azi ar trebui să mori. Dacă ai avea un cuget bun, nu te-ai teme mult de moarte. Dacă nu ești gata de moarte astăzi, cum vei fi gata mâine? Ziua de mâine este o zi nesigură și de unde știi că vei apuca ziua de mâine? Ce folos să trăiești mult când așa de puțin te îndrepți? Ah!
Viața lungă nu face totdeauna pe om mai bun, ci de cele mai multe ori ea înmulțește numărul păcatelor și al fără de legilor. Măcar o zi de am fi trăit cum se cuvine pe pământ. Mulți își numără anii vieților de când s-au întors la Dumnezeu, dar oricât de mare ar fi acest număr de ani, roada întoarcerii lor este adeseori foarte mică. Dacă este lucru îngrozitor să mori acum, poate că și mai primejdios lucru este să trăiești mult. Ferice de cine are întotdeauna înaintea ochilor ceasul morții și în fiecare zi se pregătește de moarte. Când vezi pe cineva murind, să-ți zici în inima ta: pe această cale trebuie să trec și eu. Dimineața gândește-te că poate n-ai să ajungi până seara, iar seara să nu-ți făgăduiești că ai să vezi dimineața. Fii deci gata în tot ceasul și trăiește în așa fel încât moartea, oricând ar veni, să nu te găsească nepregătit. Mulți mor deodată și fără veste. Când îți va sosi ceasul de pe urmă, vei începe să gândești cu totul altfel despre viața ta pierdută și multă durere vei avea că ai fost așa de nepăsător și rece. Ce fericit și ce înțelept este omul care se silește să trăiască în viață așa cum ar dori să fie găsit în ceasul morții. Lepădarea de lume și de poftele ei, învocata dorință de a înainta pe calea credinței, supunerea, pocăința adâncă, lepădarea de sine și statornicia în suferirea oricărei împotriviri și necaz din dragoste pentru Iisus Hristos și nădejdea fericirii veșnice, iată ce ne dă curajul și nădejdea de a muri fericiți. Poți face mult bine cât ești sănătos. Ce vei face însă când vei fi bolnav, nu știu. Puțin se scoală mai buni după boală. Nu amâna mântuirea ta într-un viitor nesigur și nu te încrede în prietenii și rudele tale, căci oamenii te vor uita mai curând decât îți închipui. Este mai bine ca acum, până ai vreme, să-ți pui rânduială în totul și să trimiți înainte vreun bine decât să te sprijinești pe ajutorul altora. Dacă acum, când ești în viață, nu te îngrijești tu însuți de sufletul tău, după moarte, cui va mai păsa de tine? Acum este vremea de mare preț. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Dar vai, dacă nu întrebuințezi bine vremea în care ai putea să-ți aduni o comoară pentru veșnicie, va veni vremea când vei dori să ai numai o zi, numai un ceas pentru a-ți mântui sufletul și nu știu dacă ți se va mai da acel timp. Vezi de ce primejdie, de ce groază ai putea să scapi dacă ai fi mereu pregătit de moarte? Învață dar a trăi acum așa încât în ceasul morții să ai parte mai mult de bucurie decât de groază. Învață acum a fi mort față de păcat și viu pentru Iisus Hristos. Învață acum a disprețui toate lucrurile trecătoare pentru că atunci, slobo de toate legăturile pământului, să poți alerga fără piedică la Domnul. Înfrânează-ți acum trupul ca să-l poți părăsi atunci cu o nădejde mai sigură. Tu, om nesocotit, pe ce te întemeiezi? Că vei trăi multă vreme pe pământ când în puterea ta nu stă nici măcar o singură zi? Cât s-au înșelat și au murit fără veste. De câte ori vei fi auzind vorbindu-se: cu tare om a fost ucis de sabie, cu tare om s-a înnecat, cu tare și-a prânt gâtul căzând de undeva de sus, cu tare a murit mâncând, celălalt bând, unul a pierit prin foc, altul de glonț, al treilea de ciumă, al patrulea de mâna tâlharilor. Astfel, sfârșitul tuturor este moartea și viața omului trece ca umbra. Cine își va mai aduce aminte de tine după moarte? Fă acum ce poți face, căci nu știi când vei muri și nu știi ce te așteaptă după moarte. Cât mai este vreme, adună bogății nepieritoare. Gândul tău să fie numai mântuirea, grija ta să fie numai la cele ale lui Dumnezeu. Fă-ți acum prieteni pentru că atunci când vei muri, să te primească în corturile veșnice. Trăiește pe pământ ca un călător, ca un străin care nu se amestecă în treburile lumii acesteia. Ține-ți inima mereu slobodă și înălțată spre Dumnezeu, căci nu ai aici cetate stătătoare. Rugăciunile, suspinele și lacrimile tale să se îndrepte în fiecare zi spre cer,
pentru ca, după moarte, sufletul tău să se învrednicească a se muta liniștit la Domnul. Amin. Capitolul 24. Judecata și pedeapsa păcătoșilor. În tot ce faci, gândește-te la sfârșit și întreabă-te: cum mă voi înfățișa înaintea dreptului judecător, căruia nimic nu este ascuns, care nu se lasă înduplecat prin daruri, care nu primește dezvinovățiri, ci va judeca după dreptate? Păcătos nenorocit și nesocotit, tu care tremuri în fața mânioasa unui muritor, cum și ce vei răspunde înaintea lui Dumnezeu, care știe toate păcatele tale? Cum te poți uita de tine însuți până într-atâta încât să trăiești fără să te gândești la ziua judecății, zi în care nimeni nu se va putea dezvinovăți și nici nu va putea fi apărat de altul, ci fiecare își va purta povara sa? Acum poți să afle har lacrimile tale, acum poate să fie primit suspinul tău, acum pocăința ta îți poate fi spre îndreptățire și îți poate sluji spre curățire. Pentru omul care, ocărât fiind, simte durere mai mult pentru păcatul aceluia care îl ocărăște decât pentru necinstea ce îi se face, care se roagă pentru vrăjmașii săi și iartă din inimă greșelile altora, care, supărând pe alții, nu întârzie a-și cere iertare, care mai degrabă se îndură de alții decât se mânie pe ei, care se poartă aspru cu sine ca să supună carnea sa duhului său, pentru astfel de om, zic, viața aceasta este o încercare în care se curăță ca aurul în cuptor. Acum, când suntem în viață, este timpul să scăpăm de lanțurile păcatului și să ne curățim de vina lor și să nu amânăm acest lucru pentru mai târziu. Ah, mult ne înșală dragostea fără rânduială față de trup. Căci pentru ce altceva va arde focul care nu se stinge, dacă nu pentru păcatele tale? Și cu cât mai mult porți grijă de trup și îi urmezi poftele, cu atât mai mult vei fi pedepsit și cu atât mai grozav va fi chinul. În ce a păcătuit omul, în aceea va fi și pedepsit. Ace de foc nu vor lăsa pe leneș să doarmă. Foamea și setea vor chinui pe cel lacom. În smoală topită de foc și pucioasă vor fi cufundați desfrânații, iar pismașii vor urla de durere ca niște câini înturbați. Fiecare păcat și fiecare fără de lege își va avea chinul său. Rușine și ocară va cădea peste cel mândru. Sărăcia va apăsa pe cel zgârcit. Un ceas de chin acolo va fi mai greu decât 100 de ani de cea mai aspră pocăință aici. Aici lucrul încetează din când în când și putem să ne mângâiem cu prietenii. Acolo însă, pentru cei osândiți, nu este nicio odihnă și nicio mângâiere. Plângeți deci acum păcatele și pocăiește-te acum, pentru ca în ziua judecății să ai îndrăzneala și bucuria celor sfinți. Atunci, cei drepți vor sta cu multă îndrăzneală în fața celor ce i-au nedreptățit și i-au asuprit. Cel ce se supune acum cu smerenie la judecata oamenilor, se va ridica atunci să judece. Atunci cel sărac și smerit cu inima va avea o mare îndrăzneală, iar pentru cel mândru, cu tremurul îl va apuca. Atunci se va vedea că acela a fost înțelept în lumea aceasta, care a înțeles să fie socotit nebun pentru Hristos și gunoiul lumii acesteia. Atunci, orice necaz suferit cu răbdare va dobândi o față veselă și orice nelegiuire își va închide gura. Atunci evlavia va sălta de bucurie, iar necredința va fi sfâșiată de întristare. Atunci răstignirea omului vechi va aduce mai multă bucurie decât orice alinare a lui aici pe pământ și orice desfătare. Atunci, haina groasă a celor drepți va străluci, iar cea de mătase a celor păcătoși se va întuneca. Atunci, căsuța proastă a săracului în care locuia sfințenia va fi mai de preț decât palatul în care a locuit păcatul. Atunci se va vedea că răbdarea statornică a putut mai mult decât toată puterea lumii, iar ascultarea simplă va fi mai lăudată decât toată înțelepciunea lumii. Atunci, cugetul bun și curat va aduce mai mare bucurie decât toată învățătura învățaților. Atunci, lepădarea bogățiilor va târna mai greu în cumpănă decât toate comorile pământului.
Atunci, aducerea aminte de o rugăciune sfântă îți va pricinui mai multă bucurie decât amintirea de prânzul cel mai îmbelșugat. Da, atunci te vei bucura mai mult de tăcerea pe care ai păstrat-o decât de lunga vorbă cu cineva. Atunci faptele bune vor prețui mai mult decât cuvintele frumoase. Atunci, viața trăită în lepădare de sine și în aspră pocăință te va bucura mai mult decât toate plăcerile lumii. Învață, dar, a purta acum suferințe mici, ca să fii scăpat atunci de suferințe mari. Dacă nu poți să rabzi aici niște suferințe scurte, cum vei răbda acolo suferințe veșnice? Dacă acum cea mai mică suferință te scoate din răbdare, cum vei suferi atunci chinurile fără sfârșit ale iadului? Sunt, crede-mă, două feluri de bucurii și pe amândouă nu le poți avea. Nu vei putea să te bucuri aici de plăceri trecătoare și acolo să împărățești împreună cu Hristos. Alege! Dacă până acum ai trăit numai în desfătări, la ce ți-ar folosi dacă ai muri acum deodată? Toate sunt deșertăciuni, afară doar de a iubi pe Dumnezeu și de a-i sluji Lui. Căci cine iubește pe Dumnezeu din toată inima, nu se teme nici de moarte, nici de chinuri, nici de judecată, nici de iad. Căci dragostea desăvârșită îi deschide apropierea de Dumnezeu cu încredere. Cine însă iubește păcatul, nu e de mirare că se îngrozește de moarte și de judecată. Și dacă dragostea de Dumnezeu nu te oprește de la păcat, măcar frica de păcat să te oprească de la păcat. Cine leapădă frica de Dumnezeu nu va putea să stăruiască mult timp pe calea credinței, ci curând va cădea în cursa diavolului. Capitolul 25. Trebuie să avem râvnă dacă voim să ajungem la o viață tot mai curată. Veghează și fii plin de râvnă în slujba lui Dumnezeu. Întreabă-te adeseori dacă în adevăr ai venit la Hristos și dacă în adevăr ai părăsit lumea. Și dacă ai făcut aceasta, n-ai făcut-o oare ca să trăiești cu Dumnezeu și să ajungi un om nou? Înflăcărează deci în tine dorința de a înainta pe cale, pentru că în curând îți vei lua plata ostenerilor tale. Și atunci nu vei mai fi nici cu frică, nici cu durere. Puțină osteneală acum și după aceea odihnă mare. Bucurie veșnică va urma. Dacă vei rămânea credincios și plin de râvnă pe cale, fără îndoială că și Dumnezeu va fi credincios față de tine și darnic în răsplătire. Să ai o singură nădejde, că vei dobândi cununa biruinței. Nădejdea ta însă să nu se prefacă în siguranță, ca nu cumva să te lenevești sau să te mândrești. Un om oarecare, șovăind adesea între teamă și nădejde, fiind într-una din zile apăsat de întristare, s-a retras undeva și, îngenunchind ca să se roage, zicea într-una în inima sa: O, dacă aș ști că voi mai rămânea pe calea credinței până la sfârșit! Îndată a auzit în lăuntul său acest răspuns de la Dumnezeu: Și dacă ai ști, ce ai face? Ei bine, fă acum ce ai de gând să faci atunci și vei ajunge la țintă. Mângâiat și întărit, el se lăsă cu totul în voia lui Dumnezeu și din acel ceas tulburarea lui a încetat. N-a vrut să-și mai bată capul cu viitorul, ci și-a dat osteneala să afle tot mai bine voia lui Dumnezeu cea bună și desăvârșită pentru a începe și a sfârși cum se cuvine orice lucru bun. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie, zice prorocul. Un lucru îi oprește pe mulți de a înainta pe calea credinței și de a-și îndrepta cum se cuvine viața. Este greu, foarte greu să lupți împotriva ta însuți și oboseala acestei lupte îi sperie. În adevăr, aceia înaintează mai mult pe calea credinței, care izbesc mai cu tărie acolo unde patimile le pun mai mari piedici. Cu cât se va birui omul mai mult pe sine și cu puterea Duhului va face să moară faptele firii pământești, cu atât înaintează mai mult și se face vrednic de daruri și mai mari. E adevărat că nu toți au atâtea de învins și tot atâtea fapte ale firii pământești de omorât. Cine însă se apucă cu râvnă înfocată de lucrarea de a se birui pe sine, chiar de ar avea de luptat cu multe patimi, va înainta pe cale mult mai mult decât acela
care, deși ar avea o fire mai bună, n-are însă râvnă. Mai cu seamă, două lucruri ne ajută la înaintarea noastră în viața de credință. Întâi, s-o rupem cu păcatul cunoscut, spre care e pornită firea noastră stricată. Al doilea, să ne silim cu înfocată râvnă să dobândim tot mai mult virtutea aceea care ne lipsește mai mult. Pe lângă aceasta, caută să depărtezi de la tine tot ce nu-ți place la alții. În toate privințele, caută cum ai putea înainta în bine. Dacă vezi sau auzi ceva bun, să se trezească în inima ta dorința după acel lucru bun și zi în tine însuți: așa voi face și eu. Iar dacă ai văzut sau ai auzit de vreo faptă rea, aceasta să slujească de îndemn spre a nu face și tu la fel. Sau dacă ai făcut, să-ți îndrepți îndată greșeala. Cum iei tu seama la alții, așa și alții iau seama la tine. Ce poate fi mai frumos și mai plăcut decât să vezi credincioși plini de râvnă, evlavioși, ascultători și supuși? Dimpotrivă, ce poate fi mai trist și mai sfâșietor decât să vezi creștini umblând fără niciun rost și nefăcându-și datoria la care sunt chemați? În adevăr, ce poate fi mai păgubitor decât să nu ne facem datoria și să lăsăm ca inima să ni se plece spre lucruri neîngăduite? Adu-ți aminte de făgăduința pe care ai făcut-o și Domnul cel răstignit să-ți fie mereu înaintea ochilor. Gândind la viața lui Isus, vei vedea destule motive să te rușinezi că nu ți-ai dat mai multă silință să-ți îndrepți viața după viața lui, cu toate că de atâta vreme ai pășit pe calea lui. Credinciosul care cugetă la viața și la patimile Domnului Hristos va afla în ele din destul tot ce îi trebuie și nu va căuta ceva bun în afară de Isus. O, dacă ar intra în inimile noastre Domnul Isus cel răstignit, cât de repede și de temeinic am fi luminați! Credinciosul care este plin de râvnă primește ce îi se pune pe umeri și duce cu bucurie, dar cel lipsit de râvnă are numai necaz și oriunde s-ar afla, numai peste necazuri și nenorociri dă, pentru că îi lipsește mângâierea din lăuntru, iar mângâierile din afară nu-i sunt îngăduite. Creștinul care se abate de la datoria sa se îndreaptă spre o cădere grea. Cine caută să ducă o viață mai slobodă și mai puțin aspră, va fi totdeauna la strâmtorare, fiindcă odată nu-i va plăcea una, altădată alta. Când omul a ajuns să nu-și mai caute mângâiere în alții, abia atunci începe să trăiască cu Dumnezeu și să fie mulțumit cu soarta sa. Atunci, nici faptul că toate îi merg bine nu-l va veseli, nici nenorocirea nu-l va doborâ, ci plin de credință și de nădejde se lasă în totul în voia lui Dumnezeu, care este pentru el totul în toate, din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile. Gândește-te totdeauna la sfârșit și nu uita că vremea pierdută nu se mai întoarce. Fără râvnă și fără sârguință nu ajungi la virtute. Îndată ce începi să te moleșești, cazi în tulburare. Dacă însă rămâi plin de râvnă pentru o viață sfântă, multă pace vei avea și orice lucrare îți va fi ușoară prin harul lui Dumnezeu și prin dragostea ta pentru o viață sfântă. Cine are râvnă fierbinte este gata la toate. Mai grea muncă este să te împotrivești păcatelor și patimilor decât să faci cu trupul munca cea mai grea. Cine nu se ferește de greșelile mici, va aluneca pe nesimțite în cele mari. Te vei bucura totdeauna seara dacă vei fi trăit cum se cuvine ziua. Veghează asupra ta însuți. Îndeamnă-te, mustră-te și orice s-ar întâmpla cu alții, tu ia seama la tine însuți. În sfârșit, atâta vei spori pe calea credinței cât te vei stăpâni pe tine însuți. Amin. Sfârșitul cărții întâi.